Liturghie este cel mai mare semn că respectăm învierea Domnului din morți. Însă faptul că ne împărtășim cu cinstitul trup și sânge ne demonstrează categoric că Hristos cel înviat și înălțat la cer coboară de fiecare dată la Sfânta Liturghie sub eficleza preotului și transformă, așa cum s-a întâmplat în foișorul de pe dealul Sionului la cina de taină, pâinea simplă și vinul din mâna omului în cinstitul trup și sânge a Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îl dă oamenilor să-l mănânce, să-l guste, să-l simtă, ca să se sfințească și să se mântuiască. De aceea, cel mai mare îndemn este acesta. Să nu treacă cele 4 posturi, să nu fiți spovediți și împărtășiți, cei mai râvnitori și odată pe lună sau la 40 de zile, și cei mai râvnitori sau curați cu trupul, văduvele, fecioarele, văduvii, oamenii care trăiesc în curățenie, chiar și odată pe săptămână sau la 3 săptămâni, dacă țin rânduiala postului de lunea, miercurea și vinerea. Asta stabiliți cu duhovnicul dumneavoastră, care este la dispoziția dumneavoastră și aveți legătura directă cu el atunci când luați legătura la taina spovedaniei. Rolul înălțării Mântuitorului la cer este unul obiectiv și categoric, pentru că firea omenească, adică ceea ce purtăm noi trupul, dacă n-ar fi stat perfect pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, nu s-ar fi împlinit ceea ce spune în taina facerii. Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Deci este omul chipul lui Dumnezeu, ca drept dovadă că atunci când Dumnezeu a luat chip de om, ne-a arătat că cu același chip ne-a și creat pe noi, dar în același timp și icoana lui Dumnezeu, pentru că noi, desăvârșiți, în calitate de sfinți și de oameni plăcuți lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, devenim cetățeni și casnici și oameni de casă a lui Dumnezeu și cetățeni ai Raiului. Deci, în momentul în care ne înălțăm și noi la cer în clipa morții, afară de spartul cănii, datul găinilor peste groapă, plapul de pe la ușă, arastase, țuică, colăcei și alte povești tradiționale românești și tradiționale în general în cultul morților, noi în primul rând urcăm cu sufletul la cer în eschatologia particulară. Eschatologia particulară fiind ce? Fiind în fapt și de drept, drumul nostru de la leagăn până la Tatăl Creatorul, de unde am plecat. De aia cântăm în joia, în vinerea mare la Prohod: mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator, o Iisuse Salvator. De ce? Dacă Iisus n-ar fi străbătut această cale în mod personal pentru noi, cu trup omenesc, să avem noi drumul pe unde ajungem la Tatăl, noi niciodată n-am fi putut avea acces la Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa Tatăl. Deci în momentul în care sufletul nostru a ieșit din trupul nostru și rudenile îl bagă în țărână și îl acoperă la mormânt, sufletul ia călătoria pe care a mers Hristos, purtat de cei 2 îngeri la înălțare, până la tronul Tatălui Ceresc. Este o cărare bine stabilită prin lucrarea Duhului Sfânt și noi spunem în tradițiile, sunt 2 forme. Mergem la judecata particulară, în alte locuri spune așa: s-a înfățișat la dreptul scaun de judecata lui Dumnezeu să dea socoteală pentru faptele vieții. Sau, mai este o variantă frumoasă, s-a înfățișat la scaunul de județ al lui Dumnezeu, Creatorul Lumii, să fie răsplătit pentru faptele cele veșnice. De ce folosește ambele termeni? Dacă ai fost păcătos, mergi să dai socoteală de faptele rele, dar dacă ai fost vrednic, mergi să dai socoteală de faptele cele veșnice, adică mântuitoare. Și de aceea învățați-vă să faceți bine tot timpul, învățați-vă să faceți bine permanent, învățați-vă să faceți câte o faptă bună în fiecare zi, cât de mică ar fi ea, și ca să vedeți măsura faptei celei mici, câtă putere are, am să vă explic două lucruri în scurt. Simplu, pentru că e și aglomerată, e și duminica și sunt mulți oameni, dacă să nu plecați ca din Gara de Nord spre metrou. Și să știți că ați fost în ograda bisericii. Era un brutar suficient de bogat, dar nu suporta săraci, avea o alergie la săraci. Evanghelia ne spune că pe cine sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. Avea o ladă mare cu lacăt și căra pâinea de la brutăria lui spre unde era nevoie și o ducea în satul unde o distribuia la băcănie, unde se da pâine. În schimb, săracii mereu strigau în urma lui: dă-o pâine, dă-o pâine, dă-o pâine, dă-o pâine. Dar el își pregătea din timp pietre și când veneau săracii și se apropiau de ladă la cerut pâine, arunca cu pietre în capul lor. Pe unii îi lovea, pe unii nu îi lovea, altădată îi nimerea, altădată nu îi nimerea. Și într-o zi, din graba mare, uita să-și ia pietre. Și supărat la culme, într-o latură a lăzii avea ca o nișă unde se puneau pâinile rebut, mucegăite la colț, rupte, mușcate de unșoarece sau alte defecțiuni, care n-ar fi făcut-o accesibilă vânzării, să fie cumpărată. Și fiind o pâine veche și tare, a luat-o și a aruncat-o în capul lui sărac: du-te, nenorocitule, să nu te mai văd. Săraci au strigat toți într-un cor: bona proaste, Dumnezeu să te miluiască! Au luat pâinea și, flămânzi cum erau, s-au retras undeva pe Maidan și au mâncat. După o vreme, ca orice om care pleacă din viață, a murit și el. A fost dus în fața scaunului de judecată lui Hristos să dea socoteală pentru cele rele, pentru că cele bune nu prea existau. Și au venit dracii cu o grămadă de catastrofe acolo, câte blesteme, câte nenorociri și-a adunat pentru zgârcenia lui de-a lungul timpului. Și să vedeți minune, în cele din urmă, Dumnezeu spune: nu pot da sufletul ăsta dracilor, am un motiv personal. Și dracii s-au răzvrătit, a spus: cum să nu-l dai dacă e al nostru? Uite aici câte brațe, câte catastrofe de păcate sunt, cum adică cum să nu-l dai? Înseamnă că nu ești judecător adevărat, înseamnă că nu ești judecător drept, înseamnă că nu ești cinstit, înseamnă că nu lucrezi după Scriptură, cum să nu-l dai dacă e al nostru? Toate sunt rele. Și a spus Dumnezeu: căutați, îngerii mei cei buni, o faptă mică foarte bună cu un adânc foarte mare. Îngerii au văzut pâinea aia uscată și mușcată de șoarece la un colț, dar a zis: cum să se prezinte cu aia la Dumnezeu, că doar n-a fost dată cu inima bună, ci a fost aruncată în capul unui sărăntoc. Și a zis: Doamne, ni-i rușine să spunem, este aici o pâine dată de pomană, dar e și veche, și uscată, și cojită, și roasă de șoarece. Și a fost aruncată în capul unui sărăntoc. Nu mă interesează ce scrie pe ea ca materie. Mie citiți-mi ce scrie pe dosul acestei pâini în lucrarea duhovnicească. Erau vreo 100 de boda proste. Și a spus: vă rog să o puneți pe cântarul judecății. Și în momentul când au pus-o pe cântarul judecății, păcatele s-au făcut ca paile, iar acele boda proste din toată inima a săracilor flămânzi a lăsat greutatea în jos și în momentul acela a reușit să câștige mila lui Dumnezeu și să se audă cuvântul Dumnezeu care spune: nici pentru un pahar de apă nu veți pierde plata și nici pentru cel ce zici odată în zi, măcar, sau o singură dată: Doamne miluiește, nu-l voi trece cu vederea. Dar pentru 100 de boda proste, câtă plată a luat ticălosul suflet care nu știa ce înseamnă viața veșnică. Deci învățați-vă cât sunteți vii și aveți ocazia și puteți să întindeți celui flămând chiar o pâine proaspătă și cu toată empatia și simpatia și cu toată considerația, gândindu-vă, repet, că într-o zi ați putea fi victima aceluiași sistem. Sărăcia sau încercarea de la Dumnezeu să ne aducă pe poziția în care să fim cerșători. Și dacă ne uităm bine ce se întâmplă în jurul nostru, putem atinge ușor această meserie, pentru că situațiile sunt din ce în ce mai grele în ceea ce privește locul de muncă, grija zilei de mâine și toate problemele, mai ales că ne-am învățat și noi la rândul nostru, școliți, fiind oameni respectabili, ne-am învățat cu program, ne-am învățat cu servici bun, greu să te întorci la mulți capra sau la prășit în grădină sau la pus ceapă pe ogor sau la curățat un pom sau la făcut mâncare în gospodărie din buruienile care cresc pe strat și nu din supermarket cu căruciorul acolo, cu poșeta pe umăr, cu cardul băgat în aparatură și totul ambalat și țiplat. Deci să nu ne jucăm că nu știm. Și mai închei cu ceva simplu, ca să vedeți cât de mare e puterea lui Dumnezeu și mă las. Ca să nu vă duceți la Sfânta Liturghie, ca mâia catistul. Deci, o bătrânică din asta mică mergea tot timpul și cerșea pe la ușa unui bogat. Ei, i-a dat el odată de două ori, dar tot timpul se simțea sictilit când vedea că mai marii lui, prietenii lui, îl tot văd ducând la poartă o coajă de pâine sau ceva. Și îi mai spuneau, bă, dar tu te încurci cu prostii de astea, tu crezi în mizeriile astea, tu crezi în populismele astea ieftine bisericești, cu datul de pomană, ce tot primești răpănoasa asta pe la poartă? Termin odată cu ea. Și a spus, fă-i odată o farsă ca să nu-ți mai vină. Și el a întrebat pe prieten, ce aș putea să-i dau? Băi, împachetează-i și tu odată o pungă cu toate gunoaiele de prin casă care le ai, dă-i mână și spune, zi, bă, dar proste și nu mai calci pe la poarta mea, că ea deschizând funda, o să înțeleagă mesajul. Dar în Sfânta Scriptură spune altceva, că omul scoate din inimă ceea ce își are. Omul bun le scoate pe cele bune și omul rău pe cele rele. Zis și făcut, s-a sculat boiernașul de dimineață și când a bătut bătrâna în poartă, i-a spus, ia de aici bătrână punga asta și nu o mai deranjez. Bă, da proste, muică, bă, da proste, Dumnezeu să-ți răsplătească. S-a întors acasă liniștită și mirată când a deschis punga și a văzut că erau cotoare de măr, resturi la curățat cartofi, resturi menajere de prin casă, cum s-a aruncat ambalajul de la ceva. N-a zis nimic bătrâna, a luat un coșuleț, l-a umplut cu flori, s-a dus și a bătut a doua zi la ușa bogatului și el când a văzut-o foarte iritat, acum vrea ca să o spurce, să o batjocorească. Și bătrâna a spus, n-am vrut să las nerăsplătită jertfa ta de ieri. Ia acest coș cu flori în sens de mulțumire. Ăla s-a blocat brusc. Stai aleacă, bătrână, dar tu ce faci? Nu fac nimic, mă duc, am treabă. El, mustrat de conștiință, a alergat rapid în urma ei și a spus, dar cum se poate una ca asta? Ce mizerabil am fost eu și ce snobil ai făcut tu? Apoi de dragul bunicii, fiecare dă ceea ce are, dar să ai grijă în viață că fie roata și pătrată se întoarce câteodată. Dumnezeu face din bogat sărac, din bolnav sănătos, din viu mort, din necăjit bogat sau din bogat necăjit. Și să nu fii încercat și tu de Dumnezeu într-o zi cum sunt încercată eu și atunci ai să vezi ce înseamnă să-ți bați joc de un sărman. Deschide bine Evanghelia, dragul meu, și citește acolo cu mare luare aminte. Și ai să vezi următorul lucru scris. Că cine dă celui flămând, însetat, gol și îl cercetează pe cel bolnav sau ajută pe cel ticălos și neputincios, pe Dumnezeu ajută. Întrucât ați dat celor mai mici, mie mi-ați dat. Așa că alegeți-vă cu grijă și sentimentele, și faptele, și darurile, și gândurile, și intențiile, ca în ziua judecății să putem auzi un simplu cuvânt. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține lucruri te-am pus și multe lucruri bune ai făcut. Intră în bucuria stăpânului tău, că acum peste multe te voi pune. Și să avem parte de o părticică de rai. Amin și Doamne ajută! Să rămână, Părinte! Să rămână, Părinte! Să aplaudați că nu-i la Dan Purinte! Dați-mi... O să-l las pe Părintele Haralambi și o să-i dați lui pomeni, că eu mă duc la oamenii ceilalți care sunt acolo. Binecuvintează-i, curățește-i, dezleagă-i, ocrotește-i, păzește-i, luminează-i, cercetează-i, umple-i de dar ceresc, de putere multă, de har, de... Ajung și pe aici, am în spate. De har, de spor, de ajutor. Cercetează casa lor cu bucurie multă. Trimite darul tău Dumnezeu și puterea ta cea mare, miluind și dezlegând pe cei ce cred în tine, cu dar ceresc și cu putere multă. Dezleagă blestemul, boala, neputința, păcatul, fără de legea, lucru rău știut și neștiut, de la oameni răi și făcători de rele, dezlegând și miluind cu sănătate multă pe robii tăi, trimițând un înger pașnic, păzitor, să-i împarcă sănătoși și vesel la casa lor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci